Bun, neața lume și bine v-am găsit la Minecraft cu Vanilie. De fapt e Minecraft Vanilla, cred că seria asta va apărea joia, marțea, și cam atât cred. Da. Mă rog, Minecraft calculatoare duminica, fabrica din cer sâmbătă, toate versiunile luni, marți și vineri și cam așa cred că o să fie. Bun. Hai să începem să creăm o lume. Zicem. Minecraft cu... Și scuzați dacă sunetul de Minecraft e prea tare, o să-l setez chiar acum. Minecraft Vanilla Survival. Create New World. S-ar putea să fie niște lag în timpul ăsta. Bun, cred că suntem într-o taiga. Ia. Taiga, da. Am zis bine. Da. Aici era spawn. Să ține minte. Avem găini. Deci e bine, o să avem mâncare. Și știți, videoul ăsta o să apară chiar azi, când este filmat. În schimb, ce... să zicem, Minecraft cu calculatoare e filmată ieri cred că am filmat Minecraft cu calculatoare și o să apară duminică, deci, da, orarul meu un pic am dezorganizat. O să văd cum fac, dar momentan n-am timp pentru că școală și pentru că teme. Și cred că se aude bine sunetul de Minecraft, o să dau microfonul un pic mai aproape de gura mea, că poate se aude mai bine. Nu știu, poate s-a auzit prea încet, stați o secundă. Bun, sper să mă aud mai bine în momentul ăsta. Așa, o să luăm achievement, nu? Mamă, ce mă enervează asta. Așa, bun, achievement. Unde am făcut noi groapa de două blocuri? Cu spawn-ul ca să punem crafting-ul acolo. Aici. Bun, acum știm unde e spawn-ul. Deci dacă murim, cred că o să ne dea pe crafting-ul ăla. Hai să facem o sapă. Da. Să nu murim de foame din prima. De asta începem o mini-fermă. Lângă băltoaca aia. Nu știu, și poate seria asta se va transforma într-o serie de survival multiplayer, nu știu. Depinde. Așa. Hai să plantăm și chestiile astea și gata. Bun, fix la fix. Și matematica mea e greșită. Acu e bine. Bun. Deci, da, am făcut chestia asta. Și ne o sabie acum. De fapt nu ne trebuie sabie, prima oară trancop. De fapt ne trebuie sabie ca să luăm achievement-ul. Bun, să minăm un pic. Așa, de sabia asta n-avem nevoie. Bun.
Și acum cât ne trebuie? 3 plus 9, 12 pietre ca să ne facem și un cuptor și un târnacop și de fapt hai mai multe. Ca să ne facem și topor și sabie, lopată și atât. Și sunt pe Minecraft 1.7.9. Când o să apară 1.8, adică cât de curând o să fim și pe Minecraft 1.8. Bine, au apărut deja snapshot-urile, dar nu vreau să joc pe snapshot-uri, că nu e optifine pentru snapshot-uri. Bine, asta ar fi cam ciudat, adică astea nici nu sunt versiuni oficiale, sunt gen niște chestii demo și ar fi culmea să fie moduri pentru ele. Bă, și mă mir că mi se mișcă așa bine, adică nu știu cum se vede pe filmare, dar... mi se mișcă bine. Și sper că și pe filmare să fie la fel. Așa. Hai să facem un târnacop. Un furnal. Un topor. Ce mai ne trebuie? Lopată, sabie și eu zic că suntem cam gata. Eu am tendința ca locul unde mă spawnez să încep acolo, casa sau construcția. Și sincer, e frumoasă zona asta. Nu, e liniștitoare, suntem într-o pădure. Deci, hai să defrișăm nițel. Unde a fost spawn-ul? Unde era crafting table-ul? Hai, bă, că știu că făcusem eu o groapă aici. Și vă ați văzut. Nu pot să cred. A. De fapt, nu. Aș... stai să iau asta de aici. Și trebuie să pun ceva acolo. Cred că un puiete... nu, ăsta. Gata, ăsta o să rămână acolo. Bun, știm că aici e spawn-ul, deci hai să mai atent de aici să facem asta. Toată zona asta spawn-ului plată. Deci, hai să începem. Eu știu, și cum seria aia cu Minecraft calculatoare are challenge-ul de a face tot ce se poate face cu calculatoarele. Sky Factory are scopul de a face challenge-urile de acolo. Seria asta, eu știu, zic să aibă challenge-ul să facem tot ce se poate din restul. Nu? Adică, zic că ar fi un lucru bun. Să facem tot ce se poate cu ajutorul restului și... adică toate fermele, tot. Că mie pe tot îmi place automat. Hai să mai spargem un pic. Așa. Așa, tăiem copacul ăsta. Și sincer, sunt unii care preferă anumite biomuri și nu știu ce. E, mie îmi place orice biom, chiar și oceanul. Înainte, prin 1.6, 1.5, nu prea îmi plăcea mie Swampland-ul. Adică biomul ăla de mlaștină, nu-mi plăcea deloc. Dar de când cu 1.7 îmi place chiar și biomul ăla, că are mai mulți copaci. Sunt culorile mai vii, e mai frumos acum. Și acolo. Și chiar și un ocean e mișto, să zicem. Și e bine că am găsit și dovleci din prima. Iuhu! Yeah!
Hai că aproape au crescut alea de acolo. Și... Bun, aici avem ceva de prăjit. Nu avem de mâncat. Nu avem... Stai să plantăm și dovlecește. Și stați un pic să repornesc timerul. E caprinul urecheacului. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să te tem și pe tine. Bun. 6, 7, 8. Să vedem. Așa. Și nu m-am gândit la asta, că se facă searbă. Păi bun, înseamnă că trebuie să minăm. Dacă se face seara. Hai să facem chestia asta. Nu. Chestia asta. Așa. Ca să nu intre un creeper să ne bată, să fie rău. Asta ce e? Piatra. Mi se părea că se sparge prea greu, nu știu. Și de aia. Și dacă nu vă deranjează, asta se dau lumină setea. Pe, să zicem, 10. Ca să fie mai clar că pe YouTube oricum se tot e mai întunecat, deci ca să vedeți și voi ceva, că nici eu nu prea văd nimic. Să nu ziceți că trișez, pentru că asta e pentru voi, nu pentru mine. Setarea asta. Și am deschis asta numai ca să văd stratul. Și mă mențin constant pe la vreo 30 de frame-uri, pentru că așa e setat fraps-ul. Și, sincer, eu zic că e o setare bună. Asta. Adică, și dacă ar și avea vreo, să zicem, 50 de frame-uri, după aia ar fi drop frame-uri de alea și ar scădea până la 8 și după aia iar 50 și sigur nu vă place așa ceva. Așa că mai bine se menține constant la 30 și nu mai sar și gata. Bun, hai să mai săpăm, ăsta e grevă, da. Torțe n-avem, n-avem. Bun, și ar trebui niște subiecte de discutat. Aș deja am trecut de un stat de piatră. Asta e un lucru bun. Stratul 33. Și aproape a trecut jumătate din acest video mirific și mirobolant și magnific și minunat și extraordinar chiar. Și se aude un schelet și nu știu din ce direcție vine și uite niște haur. Nu putem să luăm că nu avem pic de fier. Așa. Și mă disperă scheletele astea, dar n-am de când să mă duc după el. Că cine știe de ce peșteră dau, în care sunt diamante. Și nu e bine să găsești diamante în jocul ăsta, să știți. Astea. Deci dacă găsiți diamante, fugiți de ele că explodează. Deci sunt cele mai rele. Eu mereu mă enervez când găsesc. Că naiba, cele mai tâmpite minerale. Dai de ele non-stop. Ce smaraldele mă enervează. Ai că ați văzut ce des se găsesc astea? Și dacă nu știți de ce nu prea găsiți smaralde, asta e pentru că ele se spawnează numai
În vamurile de munte. Deci, oriunde e săpat, numai sub munți poți să găsești smaralde. Dacă nu știți deja lucrul ăsta. 2 3 4 5. Hai că mi s-a dus târnacopul. Nici că aveam nevoie de el. A, ba da, aveam nevoie de el, că toată noaptea asta făceam. Mă rog, să vedem dacă s-a făcut zi. Eu sper. Dar nu cred că știu că o zi avea vreo 10 minute și o noapte tot cam așa. Ba da, aproape au trecut 10 minute. De fapt, 20 de minute. 10 minute ziua și asta noapte. Da, deci nu e gata. Atunci, hai să așteptăm aici. Ne așezăm comod. Oprim F3-ul. Și așteptăm chestia asta. Este. Pare mai primitor acum. Dar cine știe ce bug se întâmplă și poate chiar crește un copac, lasă. Nu-mi dau seama cam ce parte a nopții e. Ar trebui să spar blocul ăsta să văd unde e luna. Oh, e abia mijlocul nopții. What the hell? Păi mai avem de minat, înseamnă. Și nu vreau. Nu. E plictisitor minatul. Și inutil, și inuman. E mișto construitul. Nu. Și Paul să mă acolo. Probabil ne-au crescut și drăciile alea care le-am plantat. Nu știu. Că una era aproape făcută. Și nu știu ce zice, să bag ăsta, inventory, Twix, mouse, Twix și Not enough items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Așa, acum pe cealaltă parte. Nu fie restul. Dar n-avem pic să-l spargem. Așa că o să lăsăm aici. Așa, bun, restul. Și ar fi șmecher ca la F3 să arate ăsta cât este ora în joc. Bun, acum trebuie să facă ziua, că m-am uitat la timer și mai sunt 10 minute, deci 10 minute a trecut ziua, 10 minute noaptea, deci acum ar trebui să facă ziua. Dacă calculele mele sunt corecte. Bine, de obicei calculele mele sunt greșite. Da, mai puțin și să face zi. Asta e clar. Bă, și n-am dat de niciun cărbune, niciun fier, dar am dat de aur, de reston. De asta ce nu ne trebuie în momentul ăsta. Mă rog. Nu trebuie să ne plângem, pentru că la urma urmei poate cândva chiar o să avem nevoie de reston și de aur. Deși mă îndoiesc. Bine, de aur poate o să avem nevoie pentru șini. La reston o să avem nevoie de mecanisme. Deci,
O să avem nevoie și de astea. Da, deci se face zi. Ia, sper că nu sunt pe peaceful. E bine, sunt pe normal. Da, nici nu aveam cum să fiu pe peaceful, că am hrana scăzută. Știți modul ăla, Tropicraft? La modul ăla, mi se pare că eu un bug te dă singur pe peaceful, mereu. Bă, acum dacă te gândești mai bine, poate nu e bug. Poate intenționat așa ca să dea o atmosferă liniștită de tropice. Da. Bun, hai că s-a făcut ziua. Aproximativ. Nu sunt monștri aici care să ne omoare imediat ce am ieșit, nu? Hai să ne mai facem și noi o lopată. Și să mă mai uit o secundă la timer. O minute. Uite așa. Lopata. Și dig chop. A fost mișto farsa de 1 aprilie de la Mojang. Asta trebuie să recunoașteți. Ce bună era o țistoasă în momentul ăsta. Că ne spărgea nouă tot pământul ăsta și era bine. Da, de... Op. Da, m-am uitat la ceas și am apăsat din greșeală pe ăsta în timp ce săpam. Deci hai să spargem și asta. Și da. Nu știu, poate episodul ăsta o să-l aplodez chiar acum, dacă am timp. Deci, imediat ce e filmat, poate chiar îl aplodez. Nu știu. Depinde cum mă încadrez în timp. Cu școala și cu tot. Adică azi am ore de la 2. Și, da. Poate mă încadrez în timp și e bine. Lucrul ăsta. Hai să tăiem și copacul ăsta de aici. Și o zic să ne facem casa din piatră și lemn de ăsta frumos de aici, că e șmecher. Bun, așa, ne nivelăm un pic prin partea asta. Și pe acolo. Vreau să fie totul drept când o să ne apucăm de lucru, de construit și tot acâmul.
Așa, hai să tem și copacul ăsta. Și băltoaca aia o să desfințăm de acolo, unde am plantat noi chestiile alea, dar acum momentan suntem la început și avem nevoie și noi de niște hrană. Și zic că o fermă ar fi ideală, la urmă urmei e și un achievement să faci o sapă. Și da. Tem și copacul ăsta. Bă, și găinile la unde au dispărut? Că eu n-am omorât niciuna. Asta e o întrebare care trebuie răspunsă. Ce s-a întâmplat cu găinile mele? Sunt acolo? Mă rog, le aud, deci înseamnă că sunt în viață. A, și mor acum. De fapt, nu mor, o să rămân cu jumate de inimioară până ce o să mănânc. Și da, aud găinile, dar nu le văd. Așa. Bun. Să tem și copacul ăsta. Cred că ăștia nu dau mere specia asta, nu? Nu cred. Bun, hai că mă mor un pic și gata. Bun, cam atât pentru episodul de azi. Vă mulțumesc. Pe data viitoare.